Ca șocant în Spania, mai mulți copii români au fost forțați să comită jafuri, iar părinții lor i-au vândut traficanților pentru suma de 5.000 de euro. Zeci de părinți din România și-au vândut copiii pentru o astfel de sumă. După o amplă operațiune a polițiștilor, toate aceste nereguli au ieșit la iveală. Pentru 5.000 de euro, mai mulți părinți români și-au vândut copiii traficanților din Spania. Minorii erau obligați să fure și să tâlhărească, însă oamenii legii din Spania au demarat o amplă anchetă de investigație, iar totul a ieșit la iveală. Copiii erau ținuți în condiții de-a dreptul mizere, polițiștii au filat pe membrii bandei respective câteva luni bune înainte să intervină. Conform primelor informații, operațiunea s-a numit Năstase. Operațiunea respectivă a vizat mai multe adrese din Madrid, iar numele ei a venit de la numele tenismenului român celebru. În acest caz au fost reținuți 37 de copii sub 14 ani. Minorii au fost preluați de oamenii legii din Spania. În cele mai multe cazuri, copiii au fost cumpărați de la părinții lor români și ulterior au fost transferați în Spania, acolo unde erau obligați să fure și să cerșească. Bătrânii erau ținta lor favorabilă și îi jefuiau imediat ce retrăgeau banii din bancomat. Inițial, copiii încercau să le distragă atenția, însă dacă nu reușeau, foloseau forța și furau cât mai mulți bani posibil. Umblau în grupuri de câte trei și de fiecare dată erau supravegheați și de către un adult din același clan. Copiii dormeau pe jos, au ajuns să îi împingă și să pună victimele la pământ. Îi băteau dacă nu făceau ce li se spunea, a declarat un polițist din Madrid, relatează spynews.ro.